Da, bă, fraților. Un alt episod din TheEscapists, din păcate, un episod ceva mai ok, pentru că trebuie să scăpăm. Lăsatele. Cu ăștia îi saltăm, nu știu ce. Venim aici repede și băgăm flotări. Una. Două. Pare rău pentru tastatura mea. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Nu, de fapt, pardon, 8. Acum 9. 10. 11. Stai, mă, hai. 11. Gata. Am făcut 11 fructări, suntem mulțumiți. Punem aici tot de pe aici. Săranule. Așa, suntem cu Anthony Mason și Taylor la masă. Perfect. Episodul ăsta o să tragem foarte mult la piept, o să mergem să ne facem jobul și după o să tragem în rest doar la piept, pentru că avem nevoie de strength 100% pentru ca să putem să batem polții, să găsim cheia roșie și să trecem. Ca să putem să ajungem în locul interzis dacă n-ai cheia roșie și să putem să scăpăm fără cheia roșie, n-avem ce să facem și avem nevoie de ea. Acum stăm, facem aici cutiile, nimic e important. Ce vrem, a? Și da, poate par mai plictisitor în video asta. Îmi cer scuze, dar vorbesc serios. E a cincea oară când încerc să filmez. Am avut niște probleme. Trebuie să ne uităm atent. Ia. Nu, nu, asta n-are legătură. Tu ce vizi, Levi? Nimic e important. Mergem să tragem din nou la piept. Așa. Și da, dacă... O să reușim să scăpăm în episodul ăsta, poate chiar o să scăpăm. Cred că dacă facem video de 20 de minute, scăpăm orice ar fi. Trebuie să ne uităm după un polițist exact, trebuie să avem grijă care are cheia roșie, pentru că altfel nu putem să-i batem chiar așa pe toți, adică am putea să-i luăm pe fiecare în parte. De asta avem și nevoie de strength 100% ca să putem să batem polițiștii. Ok, 13 și... Hai mai facem 14. 14 flotări, exact. Am mai făcut niște mușchi. Strec 70, pardon. Tocmai acum este exercise period. Eu nu mă duc. Stau liniștit în pat. Mă relaxez, să mergem să căutăm rapid, rapid prin birourile celorlalți. Prin lucrurile lor, ca să putem să facem rost. Uite asta. Am nevoie și de o armă destul de bună dacă găsesc. Nu neapărat să găsesc, dacă reușesc. Pot să bat și fără un polițist o armă, dacă am 100... Fără armă pot să bat și un polițist, dacă am 100% strength, pot să-l bat foarte ușor și să-i fur lui arma. Știți voi, bastonul la care l-au polițiștii. S-a terminat și exercise period-ul. Acum. 34 hit, hai că e bine. Gata. Hai, mă. Gata. Ia stai. Se duce pe sus. Nu.
E să-l văd neapărat, adică... Pune-te, mă, așa. O să mergem repede, o să facem, v-am zis, să căutăm. Știu că am zis că mă duc să caut și nu m-am dus. Dar o să mă duc. Acum... O să avem grijă să... Facem rost de cât mai multe chestii bune. Poate facem rost și de niște file-uri. Și cu file-urile respective mergem să... Luăm... Cu file-urile respective mergem să luăm... Nu să luăm, what the fuck, să... Cu file-urile respective care le găsim cu cel două, dacă e să găsim, facem un... Clește cu care cleștele va fi foarte ușor să scapi. Gata. Care să câștiga? Eu trebuie să mă uit la care câștiga, ca după să-l îi mai dau și eu decât un pom și gata. Asta câștiga Alexander. Mason o să-și o ia repet. O să-și o ia urât rău. A venit polițistul. Mamă, tu pe pistola au dat și un polițist, vă dați seama? Perfect, am făcut rost de un file exact. Unul dintre etmele, unul dintre file-urile care vorbeam mai devreme, unul dintre cele două. Căutăm acum, uitați și al doilea file, perfect. Bă, cum am eu norocul ăsta, frate, n-am avut norocul ăsta la nicio închisoare. Acum poate reușim să găsim și un roll of duct tape, dacă găsim banda adezivă, pentru că dacă găsim banda adezivă, o să fie mult mai ușor. Putem face și așa, putem să facem noi propria noastră uniformă de polițist, dar deși degeaba mai face, pentru că batem oricum un polițist orice fie. Uitați, un timbar foarte bun. Pare că vorbesc prea repede. De pur și simplu, sunt nervos și nu vreau să vă dau și vouă o stare de plictiseală din cauza faptului că sunt eu plictisit, pentru că nu mi-au ieșit bine videourile și a trebuit să mai filmez de câteva ori. Uitați încă un file. Nu contează oricum, deci putem scăpa. Acum avem nevoie decât de uniforma de polițist și de forma key și am scăpat. Suntem cât avem strength 80. Ia stați. Oare merge să-l batem? Nu cred. Ok, deci puteam să-i dau, dar îmi pare că am suflat un microfon prea tare. Puteam să-i dau, dar n-am făcut-o pentru că m-am dat de lângă zid și pentru că m-am dat de lângă zid, m-au văzut turnurile și mi-au dat-o ei. Bine. Stai-mă. Așa, le luăm și pe astea. Ok, luăm toate astea, gata. Mai avem nevoie decât de o chestie, dar noi avem 3. Nu contează, gata. Și gata. $131, perfect. Am făcut 40 de... Ia stai. Încă un file, dar nu mă mai... Are nicio importanță, pentru că oricum am nevoie de puțin... timp și o să scap, poate chiar scap în seara asta, nu n-am cum să scap, pentru că aș putea, adică să bat polițistul și să fac cheia, dar avem nevoie ca să putem să facem cheia, poate să luăm forma chei, dar ca să facem cheia avem nevoie de spuneți voi, ca să facem cheia avem nevoie de avem nevoie de tot ce ne trebuie, dar nu, what the fuck, ce am zis? Tot ce ne trebuie avem nevoie. Era să zic tot ce ne trebuie avem nevoie. What the fuck? Nu mai gândesc cum trebuie. Adică vreau să zic că
toate chestiile de care aveam nevoie le avem deja, dar lipsește doar faptul că dacă luăm forma cheia, ca să putem să facem cheia, avem nevoie și de inteligență. Nu, n-avem cum să scăpăm în seara asta, dar mâine oricum scăpăm obligatoriu orice ar fi. N-avem când, că mai e mai puțin de oră până să dă roll call-ul și după... Trebuie să mă și odihnesc. Și 5. Ei, să duc la roll call, fraieri, eu nu mă duc. 7. Și 8. 9. 10. 11. Gata. Mă duc și eu în pat. Salut. Păi, tu n-am căutat prin... Ba da, am căutat prin celulele lor, dar mi se pare că nu pe nici toate. E în celula asta, alo, Anthony, am căutat. Să mă repede... A, da, mi-aduc aminte că m-am uitat în celulele tuturor. Da, bă. Și da. Ca să nu fie o problemă, astăzi e obligatoriu scap, ca să știți, repet, în caz că ați uitat. Sau o să dau mai încolo un video și pur și simplu ați ajuns la partea asta, că n-a stat să vă uitați la început. Bă, în fine. Nimica important. Da, salut. Avem 99, mai facem încă o... O singură dată și avem 100, perfect, vedeți, tot e frumos, viața e verde. Și da, știu, poate o să fii ceva de genul, bă, what the fuck, tu chiar nu mai gândești, ok, zis că viața e verde. Și da, sunt conștient că am zis, de fapt, că am zis că viața e verde, dar nu contează. Lăsați-mă în pace. Bine, ok. Viața e frumoasă, ok? Dacă vreți să o luăm așa. Oh, nu. Am pierdut plastilina. Ce naiba fac eu, mă? Bă, chiar nu mai sunt ok, bă. Trebuia să nu mai filmez video-ul ăsta decât să îl filmez, dar să n-am idee nicio despre ce vorbesc. Ok? Luăm un med kit pentru orice chestie, pentru orice s-ar întâmpla, orice eventualitate. Stai. În caz că mă bat cu unul și iar mă văd gărzile să nu pățesc ceva, nu mă duc la muncă deocamdată, o să mă duc, dar am timp destul să mă duc mai încolo. Roll of duct tape, perfect. Știu că era acolo un jar of ink și puteam să-l iau și împreună cu tube of bleach puteam să fac și împreună cu o uniformă de prizonier puteam să fac o uniformă de polițist. O să fac așa pentru că... Na, să vedeți și voi. Să vedeți că n-am destul inteligență, cred, ca să pot să fac... Ăla. Ok. Am luat prea multe.
Bă, da, am reușit să-l fac. Și acum că cu file-ul respectiv care îl mai avem, avem deja încă două file-uri cu ele, putem să... Da, îmi pare rău dacă auziți ceva pe fundal, sunt vecinii mei, sunt foarte retardați vecinii mei, pentru că efectiv stau și n-a nică cu ei, dar fix când mă apuc eu să fac și eu un video, le sare și lor țandăra și vor și ei să se bage în seamă. Așa n-am căutat, caut acum, sau ba da, am căutat, nu mai știu, chiar nu mai țin minte, ba da, am căutat. Bă, 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 dă-mi cu asta, așa. Bă, bă, te-aș bate pe tine, dar trebuie să-i prind în casca, că-i prind să se uite. Mai aveam unul, ok, nu contează. Uitați, dacă dați cu un pieptăne într-un perete, se face un comb shiv și devine mai periculos, ok? Trebuie să avem grijă. Zi-mă, te rog, că intri într-o celulă. Nu ca... Ok, l-am bătut. Fuck, n-are cheia bună. Dar îi fur. Astea. Îl trimit afară. Și mă duc să le pun la altul în WC-ul. Și e posibil să mai fie jumătate de oră și să fiu concediat. Și chiar nu vreau asta. Hai, te rog eu. Te rog eu, vorbesc serios, chiar nu vreau să fiu concediat. Ba da, am fost concediat. Ia oare pot să mă angajez din nou? What? 60 inteligență. Pe și eu cât am? 53. Cine? Nu, pe Jamel l-am bătut, mi se pare. Nu mă mai angajez la serviciu, aia, nu mai am nevoie de chestii. Facem un bed dummy. Gata, suntem pregătiți. Bun, și acum noi avem aproape tot ce ne trebuie, v-am spus, dar singura chestie de care nu beneficiem este cheia. Asta să ne uităm la Shane, Bobos, Bobos. Hai, bă, deci Shane. Deci, până acum avem trei polițiști la care nu are ce să caute, la care este imposibil să fie cheia, deci Jamal, Shane și tipul ăla. Bă, dar uite, Jamal parcă are. Bă, eu sigur l-am bătut pe Jamal sau mi s-a părut mie că l-am bătut din cauza că am încercat să dau în el, dar m-a bătut. Nu mai știu exact care este varianta adevărată, că l-am bătut eu pe el și n-am reușit să-l bat sau că l-am bătut și n-avea cheia. Vedem că îl mai bătem o dată. Deci ăsta nu are, ăsta e un fraier. Polițiștii dacă îi bați și după le furi și uniforma mai ales și așa, ei după te vor urmări și te vor ține minte și te vor bate și ei. Păi Edgar, bă, boss, boss. Bă, jare. Nu e nici jared. Ok. Bă, boss, iată. Nu, tu, nu, n-ai tu. Ce să cauți cu au... Ala, unde e celălalt care vinde? Unde ești, mă? Nu, 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 nu. Uite, ăsta? Clark. Ăsta e. Timbărul. Vreau să facem o chestie.
Deci asta mi se pare că are un wire. Dar are un wire cu doi timbări și un wire. Creezi un... un chuck. Un... care are 5 din 5, una dintre cele mai bune arme din joc. 19 inteligență, ok. Vedeți? Acesta este unul dintre polițiștii care i-am bătut, Shane. Cel care l-am bătut, chiar ultimul polițist care l-am bătut. 19 inteligență, 1. 2. 4. 5. O să mă certe asta. 6. În fine, numărați voi. Trebuie să am 70 inteligent. Să practic. Cât am? 61. Hai că mai trebuie puțin. Cu ocazia asta și învățăm, pentru că dacă reușim să facem rost, chiar trebuie să facem rost cât mai repede de cheie, că mor altfel. Sunt terminat din motivul că... nu că mor eu din cauza că nu știu ce, nu. Mor din cauza că... mor eu de ciudă că n-am reușit să scap nici azi din cauza că n-am găsit cel care are cheia respectivă. Înțelegeți? Gata, cred că pot să fac. Dar vedeți un chuck care... dacă să shift, are 5 din 5. Și ăsta are decât 2 din 5, deci vă dați seama, practic. Să creează, să scadă sub 89. Hai și... 89, gata. Opa! Shane. Bă, what the fuck, frate? What the fuck? Pe cine să mai bat eu? Jamal? Nu l-am bătut pe Jamal? Nu. Deci nici Jamal nu are cheia roșie. Edgar? Posibil. Trebuie să am grijă să mă odihnesc acum repede că... poate... mă omoară ăștia, gata. Putem să plecăm. Nu, asta nu. Băiat, că arunte ești boss. Nu, n-am nicio legătură. Îmi pare rău dacă auziți muzică pe fundal. În special manele. Da, și nu sunt manelist. Tot vecinii mei. Să-i vedeți când îi apucă să construiască. Când îi spune pata și vor să-și facă și ei ceva în plus. Edgar, uite-l pe Edgar, bă, ce dobitoc, mă. Stați să mă duc până iese Edgar de acolo, să mă duc să iau. Așa. What of putty. Băi. A ieșit Edgar. Deci, Jared. Ăsta-i, Edgar. Ăsta-i. Fuck. Și ieși și-a ori plăcut. Sper că măcar nu mi-a luat what of putty-ul. Ba da, mi-a luat. De asta să vedem cât am filmat. Ok. Da, acest videoclip o să fie mai lung. În fine, n-am reușit să scăpăm nici în episodul ăsta. Scăpăm în episodul viitor. De acum așa o să fac doar videouri în care doar vă prind cum e închisoare și după asta o să fac cum ieșim. Deci cam atât a fost lumea și cu acest episod. Eu am fost Vlad și ne vedem data viitoare. Pa!